În urma activităților înregistrate și de cercetare penală efectuate de cadrele Serviciului Investigații Criminale și cei ai Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Hunedoara, cu sprijinul colegilor de la Direcția Operațiuni Speciale, pe autostrada A1 între localitățile Ilia și Deva, a fost depistat în trafic un bărbat în vârstă de 40 de ani, cu privire la care existau informații că ar deține asupra sa o armă de vânătoare și ar intenționa să își ucidă fosta soție și pe membrii familiei acesteia, aflați într-o comună de lângă municipiul Hunedoara. Armamentul și muniția au fost indisponibilizate, iar bărbatul, în urma probatoriului administrat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore și, după prezentarea sa în fața magistraților, instanța a dispus cercetarea sa în stare de arest preventiv pentru 30 de zile. Armele și muniția aferente au fost descoperite de polițiști în urma controlului și au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. Din primele date se pare că acesta ar fi introdus ilegal armele și muniția aferentă în România, ascunzând practic obiectele respective printre bagajele aflate în autoturismul pe care îl conducea. Prin urmare, bărbatul respectiv a fost reținut și ulterior prezentat magistraților judecătoriei Hunedoara, care au dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunilor de contrabandă calificată, amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Practic, bărbatul arestat preventiv a adresat amenințări cu moartea fostei sale soții și mamei acesteia prin intermediul unor rețele de comunicare și a procurat dintr-un stat european și a deținut și transportat fără drept o armă letală cu țevi lise, dar și trei arme neletale, adică un pistol, un revolver cu aer comprimat și un pistol de semnalizare, dar și o pereche de cătușe metalice, care, din categoria celor spuse autorizării, precum și muniție aferentă pe care le-ar fi introdus ilegal pe teritoriul României.